Tehnicianul Cristian Coroian a debutat cu stângul pe banca metalurgistului. În aparență facil pentru gazdă, meciul cu CS Oșorhei, codașa clasamentului înainte de meci, a dat câștig de cauză formației vizitatoare. Scor final, metalurgistul cu gir CS Oșorhei 2-3, la pauză 1-1 prin golurile marcate de Petcu, minutul 35, și Necșulescu, minutul 58, respectiv Magda, minutul 38, Ember, minutul 65-85. În cealaltă partidă care ne interesează, Industria Galta de Jos a pierdut cu 3-6 pe terenul formației CS Sân Martin. Golurile oaspeților au fost marcate de Haiduc, minutul 58, și Frențiu, în minutul 59 și 90+1. Pentru gazde au marcat Gheorghe Popescu, minutul 21, Mintaș, minutul 30, Lobonț, minutul 50, Todea, minutul 69, Mangra, minutul 85 și Zador, minutul 90+3. După aceste rezultate, metalurgistul ocupă locul 8 cu 8 puncte, în timp ce Industria a căzut pe poziția 12 cu 5 puncte.